Liderii PNL au inaugurat cea mai modernă piață agroalimentară din Sălaj. Proiectul din Șimleu, Silvaniei, a costat peste 1,5 milioane de euro. La eveniment au participat președintele PNL Nicolae Ciucă, secretarul general Lucian Bode, primarul liberal Cristian Lazar, președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și europarlamentarii liberali Daniel Buda și Rareș Bogdan. După inaugurare, Lucian Bode a scris pe Facebook că investiția oferă producătorilor locali un spațiu pentru comercializarea produselor la cele mai înalte standarde. Liderul liberal este încrezător că astfel de investiții vor continua și a subliniat că proiectul este un exemplu clar de bună administrație, care încurajează economia locală și producătorii să se dezvolte. Liderii PNL au vizitat ulterior și Casa Memorială de la Bădăcin a lui Iuliu Maniu. Accident rutier grav în această dimineață în județul Galați. 3 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite după ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe DN25 Galați-Tecuci, în zona localității Independența. A fost activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului a intervenit inclusiv elicopterul SMURD. Traficul rutier în zona a fost oprit complet timp de mai multe ore. Amenzi în valoare de peste 43.000 de lei date de polițiști după controale făcute la taximetriștii care operează în zona aeroporturilor din țară. Aproape 200 de autovehicule au fost verificate, iar polițiștii au dat 80 de amenzi. Între problemele descoperite, defecțiuni tehnice sau dotări suplimentare nepermise. Simultan au fost retrase și 12 certificate de înmatriculare, iar un taximetrist a rămas fără permis. Centrul European de Instruire de la baza 86 aeriană din Fetești inaugurat astăzi. Acesta va funcționa ca un hub internațional pentru instruirea piloților pe aeronavele de luptă F-16. Acolo vor fi antrenați pe lângă piloții români și cei din alte state, partenere NATO, dar și din Ucraina, scrie psnews.ro. Nicolae Ciucă nu exclude candidatura pentru Cotroceni. Președintele PNL a spus într-o emisiune la Prima News că nu există o decizie oficială în partid, dar că și-a asumat în fața colegilor răspunderea pentru alegerile de anul viitor. Sunt președintele Partidului Național Liberal, așa cum am spus, partid cu blazon. Și eu când le-am cerut oamenilor să ne angajăm în alegeri, da. Oamenii m-au întrebat, vă angajați cu noi? Și am zis da. Unde, la Sinaia? La Sinaia. Deci asta a fost dialogul. În momentul de față este o decizie neformalizată. Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida. Ce înseamnă? Într-un congres? Într-un congres, într-un Consiliu Național, sunt forurile partidului care vor decide chestiunea aceasta. Da, nu trebuie să ne... Știți care este chestiunea? Da. Eu am declarat și mi se pare absolut normal să le spunem oamenilor. Dar v-ați asumat o candidatură, fraților, nu? Fraților, v-ați asumat în fața partidului o candidatură? Credeți că are rost acum? Mai este un an până atunci. Asta clar. Să intrăm într-o competiție care nu știm cum se va termina. Nicolae Ciucă a mai spus că PNL este un partid al oamenilor activi care doresc să performeze și să dezvolte comunității, dar și formațiunea care îi ajută pe cei aflați în impas sau la nevoie. Plafonarea prețului la alimentele de bază nu funcționează, atrage atenția președintele PNL. Nicolae Ciucă a spus aseară într-o emisiune la Prima News că inițial măsura a fost un proiect pilot de 3 luni pentru a vedea dacă are sau nu rezultate. Se venise atunci cu o idee să se aplice pe termen mai mare, am discutat de 6 luni și la sfârșit am insistat și l-am rugat pe premier să folosească un proiect pilot, să vedem dacă funcționează pe 3 luni, cum funcționează, și așa s-a și aplicat și a fost aplicată 3 luni de zile. Acum s-a extins cu încă 3 luni de zile, deci, și s-a lărgit și gama de produse. Doar că am putut să constatăm cu toții că nu funcționează așa și din discuțiile pe care le-am avut cu producătorii a rezultat foarte clar că practic astfel de măsuri se răsfrâng la nivelul lor. Pentru că ei sunt cei care
generează prețul și pe lanțul de... Deci producătorul e afectat. E afectat. Niciodată intermediarul, niciodată retailerul, da? Este exact așa cum păi spuneți. Și dacă a fost un proiect pilot pe 3 luni și aveți argumentele acestea, de ce în continuare s-a insistat pe încă 3 luni? Pentru că s-a lăsat impresia că funcționează. S-a lăsat impresia că funcționează. Da. Cine a lăsat această impresie? La nivelul celor care au cu care s-a discutat, la nivelul retailerilor. Guvernul a prelungit în octombrie plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază cu încă 3 luni. Lista de produse a fost extinsă atunci cu încă 9 produse: carne tocată, usturoi, orez, bulion, cozonac, margarină, drojdie, smântână și pere. Președintele PNL, reacție în cazul racolărilor de primari. Nicolae Ciuc a explicat aseară la Prima News că liberalii au cerut partenerilor de coaliție un acord prin care cele două formațiuni să nu se atace reciproc și să nu își racoleze primarii. De când au preluat șefia guvernului, însă socialdemocrații și-au schimbat modul de abordare. Am rugat de la început. Așa. Să avem un acord prin care să nu ne atacăm reciproc și să nu ne atacăm în primul rând, să nu ne racolăm primarii. Și? Nu au fost de acord. Și nu s-a întâmplat chestiunea asta, ba mai mult decât atât. Când vine PSD-istul la putere, e, domnul Ciucă. Iată, mai mult decât atât. Înțelegem că mai sunt 1-2 primari care fiecare dintre ele are niște afinități, vin din urmă, din istorie. Așa, da. Și mai se duc de la stânga, știți da. Cum e. Am mai dat, am folosit o metaforă, nu știu dacă e foarte bună, îți iei bilet să te duci până la piața Matache, la Victoria, cobori și faci stânga. Da. Da, ați luat și dumneavoastră în istorie. Îl știu pe ăsta de la Iași. Celebru. Da. E la liberal, nu? Ne ducem în istorie să vedem cine a început. Deci n-au vrut să semneze nimic. Și când vii și anunți dintr-o dată 9 primari au trecut. Ei, în primul rând că n-au trecut. N-au cum să treacă. N-au cum să treacă. Și eu sunt convins că până aproape de alegeri se vor răzgândi. Pentru că primarii liberali vor înțelege care a fost rolul și în ce fel am înțeles pe perioada guvernării, guvernare liberală, rolul finanțării proiectelor, modul în care am deschis șantiere. Sunt peste 2600 de șantiere deschise în România. Salariul mediu net a crescut în septembrie cu 62 de lei. Acesta a fost de 4.593 de lei, arată datele INSE. Față de august, creșterea este de 1,4%. Trebuie subliniat că în septembrie nu salariile din IT și comunicații au fost cele mai mari ca până acum. Au fost pe primul loc de această dată veniturile obținute din fabricarea produselor de coxerie și prelucrarea țițeiului, unde salariul mediu a fost de 11.450 de lei. La polul opus au fost salariile din Horeca de doar 2.524 de lei. Rata inflației a scăzut luna trecută la 8,1%, a fost mai mică cu 0,7 puncte procentuale față de septembrie, anunță INSE. Comparativ cu octombrie anul trecut, berea este produsul care a consemnat cele mai mari creșteri de preț, de 17%. În categoria serviciilor, transportul aerian a crescut cu aproape 26%, iar dintre mărfurile nealimentare, detergenții sunt în top cu majorări de aproape 24%. Cea mai mare scădere de prețuri a fost înregistrată la uleiul comestibil cu peste 24%. Ministerul Finanțelor emite de astăzi noi titluri de stat tezaur. Acestea au maturități de un an sau 3 ani și dobânzi anuale de 6,15%, respectiv 7,25%. Subscrierile se încheie în 15 decembrie. Titlurile pot fi cumpărate direct de la Trezorerie, Poșta Română, ori prin spațiul privat virtual. Acestea sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Veniturile obținute sunt neimpozabile.
Handbalistele de la Rapid au învins-o ieri pe Vipers, campioana ultimelor trei ediții din Champions League în etapa a șaptea din faza grupelor. Meciul s-a terminat 30-29 după ce giuleștencele au marcat chiar în ultima fază din 7 metri. Rapid este pe locul 5 în grupa B cu 7 puncte. Tot în weekend, CSM București a reușit doar un egal, scor 29-29 cu Debrecen. Tigroaicele au intrat la pauză cu un avantaj de 3 goluri, însă pe final maghiarele au dat lovitura și au reușit să egaleze. CSM este pe locul 4 în grupa A cu 7 puncte. FCSB a învins-o aseară pe CSU Craiova în prima etapă din returul sezonului regulat din Liga 1. Meciul s-a terminat 2-1. Roșalbaștri au jucat în inferioritate numerică din minutul 57, după ce Vali Crețu a luat roșu direct pentru un fault dur. Tot ieri, Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Dinamo, iar Voluntari și Botoșani au remizat scor 3-3. Prima etapă din returul sezonului regulat se încheie diseară. UTA Arad o întâlnește pe Oțelul Galați de la ora 20:30.